Salut, tatăl meu, și bine am venit la un mic info video, bă. Vreau să vă zic că o să mă las de baghet, bă, și nu chiar v-am zis și pe live-uri că nu o să ajung la decizia asta, dar m-am convins și eu singur ce admin sunt pe baghet și ce player și ce copii de 10 ani jumate sunt pe baghet. Bă, am mai multe motive, dar le-am suportat până acum, am zis, bă, hai că nu o să zic niciun motiv, nimica, dar m-am abținut și acum deja. Na, mă rog, hai să vedem. Ce vreau să da? Dăm aici. Deci, unul își pusese numele Stoica. Să spun mai știu cum. Stoica Purceaua, da? Deci pe mine, da, viața reală mă cheamă Stoica, da? Și el își puse Stoica Purceaua numele. Și eu am zis aici. Bă, pe mine mă cheamă Stoica FMM. Da? Am zis, pe mine mă cheamă Stoica FMM. Uite, și mi-a făcut un tip Gambino reclamații care nici măcar n-avea nicio legătură, nici măcar n-apărea pe aici. Deci ăsta a zis pur și simplu birotul ăsta, a zis, ai de 578, a zis, bă, pe mine mă cheamă Stoica FMM. Și căcatul ăsta Bambino îmi face post, pur și simplu. Fără nici măcar un motiv. Na, ci că admins mix, you are an admitted player, the good angel reason în limbajul ce oricum Gambino ăsta are ăsta 1000 de ore pe level 48 și nu are nicio facțiune, nimic. Săracul nu o să ajungă în viața lui nicio facțiune cu posturile pe care le face Post Hunter. Și uite, aici la un moment dat s-a primit și un mesaj pe Facebook, să nu vă arăt prostim. Stați un pic să văd aici poza pe care vreau să o arăt. Ei bine, asta este poza, bă. Mai am încă 10 posturi până diseară, sper să le fac. Vezi? Mai am 10 posturi până ziua, deci post am clar, mi-a dat-o un tip, deci Nir, așa, The Good Angel Save the War from Smix, limbaj vulgar, vezi? Na. Ce să zic? Nu mai proști, frate, nu mai retardați și, în primul rând, War nu se dă că ai zis fumă, mă. În primul rând, de exemplu, dacă eu îl înjur pe ăla, dacă eu înjur un tip, da, și tipul ăla pe care l-am înjurat îmi face post, atunci pot să-mi iau War. Da, odată ce zici FMM în chat, poți să-ți iei maximul. Ei bine, uite, eu mi-am luat ori. Pentru chestia asta. Și am făcut post adminului. Admin show de ăsta o schimbat de la Complaint Informator la Admin Helper Abuz și e ca un fel de abuz. Contul acesta nu mai este a meu, nu o să mă mai joc pe Bagged, chiar nu mai am chef de joc serverul ăsta, chiar dacă am băgat atâția bani. Nu mai am pur și simplu chef de Bagged, am aflat cam tot ce trebuia. Până acum nu sunt sigur de ce server să mă apuc. Chiar habar nu am de ce server să mă apuc. Mă gândeam la Bizon RPG 1, primul server asta. Dar nu sunt sigur, frate, că după aia o să vină tipii de pe Bagged să zică, bă, stai frate, cum adică joci pe Bizon? Cum adică las că. Na, nu știu ce frate. No, chiar cred că o să mă apuc de Bizon. Chiar după chestia asta, după ce retardați adminii de pe Bagged, chiar m-aș apuca. Nu de alta, dar aici la ultimele mele sancționată că am luat urn și eu, deci. Da, fără motiv, pur și simplu, că am zis fumă, mă. Da, ce să zic, frate, uite, ăștia sunt mini de pe Bagged. Eu o să mă apuc de Bizon sau de OG Times, dar de Bizon parcă m-aș apuca mai mult. Că pe OG Times au doar un server și serverul are 500 de playeri, deci. Na. Oricum, sper că v-a plăcut. Ia ce? Na, mă rog, sper că v-a plăcut, bă. Sper că a fost ok. Seria de Samp de pe Bagged, nu știu dacă o să mai continui în continuare, pentru că, na, dacă voi ați văzut până acum episoade de pe Bagged, nu cred că s-ar uita cineva pe Bizon. Dar pentru abonații adevărați, cred că chiar o să fac o serie. Adică o să continui seria de Samp pe Bizon. Deci da, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!